Bună ziua, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem ce surpriză ne-a făcut Bitcoin-ul. Se pare că una frumoasă. Îmi pare foarte rău. Făcusem un clip atât de interesant de dimineață, dar am uitat să-l pun. În care spuneam că aveți grijă, da? Am făcut unul scurt, ăla din mașină, da? Dar se pare că a mers și ăla, dar era bine rău de tot dacă vă și arătam. Dar oricum, mă urmăriți mereu și ați văzut chart-ul și știați clar ce o să urmeze să întâmple, da? Atât timp cât eram la rezistență, vă povesteam eu de zilele trecute, să fiți precauți. De ce? Fiindcă existau tot timpul și există tot timpul două scenarii. Unul în care rupe rezistența și altul în care se întoarce. Ăsta se pare că a fost unul în care a rupt rezistența. Da? Ia să putem să vedem mai bine. Observați că avem un canal ascendent pe care l-a urmat și l-a ținut blană l-a respectat. Da? Se vede perfect cum l-a respectat blană. Da? Și în partea de sus și în partea de jos. Dacă mergem și ne uităm pe un time frame mai mic, inclusiv și astăzi, da, a coborât exact. Eu am postat chestia asta la mine pe canalul de Discord, da, unde spuneam că atâta timp cât îl ține, da, sunt șanse foarte mari să meargă mai departe. Da, și se pare că l-a ținut. Bun, acum partea cea mai interesantă este să vedem ce face de aici încolo. De ce? Exact la 52.800 vă povesteam eu că este o rezistență foarte puternică. Dacă lumânarea de astăzi se închide pe daily, se pare că avem și volum peste 52.800, o să fie foarte bine. Ăsta e și motivul pentru care lumânarea asta a avut atât de mare volum. Avea nevoie de un volum foarte mare ca să poată să o ia suport. Da? Ăsta e și motivul pentru care vă tot spun de câteva zile că o să urmeze ceva scântei. De fapt, ăsta înseamnă scântele, v-ați prins, nu? Bun, important e până diseară la ora 3 să se închidă peste 52.800. Dacă se închide, scântei, back to business, da? Cum spun eu. De ce spun chestia asta? Fiindcă confirmă scenariul bullish. Da? Scenariul bullish, da? Este deschiderea triunghiului. Da? Adică o să avem o creștere de 223%. Mai exact, o să avem o creștere n-am spațiu. 223% prostă 70.000, da? Dacă mergem un pic și ne uităm pe BLX, asta am vrut să vă arăt în clipul de astăzi, am pus chestia asta și îmi pare rău că nu s-a postat, da? Mai exact am spus analiza tehnică făcută de mine, da, cu ani de zile, da, ca să înțelegeți, da, spune așa, încă mai spune că ăsta este 4 și urmează 5, da, și încă mai spune că ăsta a fost un ABC și acum urmează valul, haideți să mergem mai clar, practic a fost, două secunde, valul 1, da, valul 1, valul 2, urmează 3-ul din Elliott Wave 5, da? Din valul 5, ăsta a fost valul 1, corecție de tip ABC pe valul 2, urmează 3-ul. 3-ul este cam parabolic, da? 3-ul cam, ăsta e targetul, 100.000. Eu zic că cam 100-120.000 o să oprească, o să-l ia suport, da? Uitați-vă bine aici, da? Deci ar trebui să urce parabolic
până la vreo 100 și ceva de mii, să-l ia suport, da? De ce? Că, ia uitați, rezistență, rezistență, da? Urcă, îl ia suport și după aia se duce să testeze 200 de mii. Bine, depinde când ajunge. Nu, am spus perfect. Până pe 20 și până la sfârșitul anului. Deci până la sfârșitul anului avem vreo 200 de mii. Da? Știu că poate o să credeți că da, vorbesc prostit, dar exact așa arată. Ce o să întâmple? N-avem de unde să știm. Da? 100% nu există un glob în care să vedem. Dar eu vă spun că astea sunt potențialele targeturi, da? Bun, zilele următoare o să fac un clip foarte interesant, un video foarte interesant cu oamenii după canalul de Discord, adică mai exact cu o doamnă care este foarte simpatică, foarte tare, foarte ambițioasă, care a înțeles ce înseamnă analiza tehnică, a înțeles ce înseamnă să poți să vezi și să știi lucrurile altfel, da? O să vedeți, o să fie ceva foarte interesant, mai ales pentru comunitatea Școala de Trading. De ce? Fiindcă ne dorim să evoluăm, ne dorim să facem lucruri frumoase și ne dorim să schimbăm vieți, da? Adică să ajutăm oamenii să aibă și să ducă o viață mai bună, da? Asta e dorința mea, asta îmi doresc să fac și sigur pot să fac lucrul ăsta, ușor, ușor, credeți-mă că pot. Da? Cu ajutorul Dumnezeu, nu ai nicio grabă. Da? Bun, deci observați clar cum respectă blană. Da? Deci liniile astea, v-am spus, sunt ani de zile făcute de mine. Da? Cum le respectă, doar mai trag de ele atât, din când în când. Cum le respectă blană. Da? Deci următoarea rezistență este 60.000. Posibil aici să mai urce un pic, să ia suport. În câteva zile o să ajungem la 60.000. Nu vă stresați. Da? Eu știu, dar gândiți-vă că tot ce vă arăt eu aici este analiză tehnică. Analiza tehnică nu se înșeală niciodată. De exemplu, am avut astăzi o discuție cu un domn care mi se pare cel mai tare client al meu sau cel mai tare om pe care l-am cunoscut vreodată. În ce sens? Omul este de meserie inginer și de nu spune 400 de milioane de întrebări și tot te întreabă și te întreabă și niște chestii care nu deci te descoase și încearcă să afle de ce. Respect, fiindcă omul își dorește să învețe. Da? Atâta timp cât îți dorești să înveți, tot timpul o să cauți răspunsuri. Da? Foarte tare. Deci un om care chiar caută răspunsuri. Și m-a întrebat legat de pachetul de 1000 de euro, da? M-a întrebat așa, domne, dar ce e așa deosebit în ăsta? De unde știați dumneavoastră? De ce credeți dumneavoastră că o să fie așa? De ce nu știu ce? I-am spus că, într-adevăr, sunt foarte multe lucruri pe care oamenii nu le iau în seamă și nu respectă. De exemplu, sunt foarte mulți care așteptau să cumpere BTC-ul la 20.000, la 30.000. De ce? Fiindcă nu înțeleg esențialul, nu înțeleg analiza tehnică, doar se iau după ce cred alții. Da? Repet, eu nu mă iau după nimeni, eu analizez ce văd. Nu, țineți minte că v-am spus nu odată, de mii de ori și toți oamenii care au luat cursul video, le-am explicat o chestie foarte tare. Caz concret, ești la semafor cu cel mai bun prieten, da? Și el îți spune, dă-i că este verde și tu vezi culoarea roșie a semaforului. Ce faci? Simplu, o să aștepți fiindcă tu vezi că e roșu. Așa și aici. Nu contează cine ne spune ce ne spune. China, Asia, vrăjeală. Astea sunt pretexte. Acum să vă întreb o chestie. S-a banat BTC-ul în China, da? De ce a crescut? Da? De ce a crescut? Nu există. Analiza tehnică spunea că o să crească. De ce? Conform Elliott Wave 3, conform Elliott Wave 1 din Wave 5, da? Spune așa, 1, 2, 3, 4, 5, corecție A, B, C. Am spus lucrul ăsta și acum vine
Elliot Wave 1, care o să fie aici, sau poate să fie, cred că ăsta a fost 1 de fapt, 1, 2, urmează 3, 4, 5 din 3, deci, da, vorbim de ce vedem, da, credeți-mă, e foarte important din ce vedem. Bun, și vreau să vă mai spun încă o chestie foarte interesantă, da, am fost astăzi la un bun prieten care a luat cursul de la mine, pachetul cel de 1000, da? Și spunea, bineînțeles, când cumpărați pachetul Platinum, nu-l primiți tot odată, îl primiți pe bucăți ca să puteți să conștientizați și să învățați. Da? Bun, și chiar îmi zicea domnul Ciprian, îl cheamă, îmi zicea să-l iau exemplu pe dânsul. Da? De ce spun lucru? De ce mi-a spus chestia asta? Fiindcă l-am găsit, am fost astăzi pe la el, e și doctor terapeut, am fost astăzi pe la el și să uita la niște clipuri cu alți YouTuberi sau ceva, nu analiză tehnică, ceva legat de tipare. Și mă întreba ca și cum vezi, învăț și de aici. Și eu am explicat, ascultați-mă bine, ceea ce vă arăt eu acum, ceea ce vă prezint, ceea ce cursurile mele, sunt să vă deschidă apetitul către o meserie sau către o pasiune care de aici începe. Scopul vostru, haideți să vă spun o chestie, eu când m-am apucat de analiză tehnică, credeți-mă că am cărți citite, mii și mii și mii și mii de clipuri și YouTube-uri și străini și profesori și audio și fel și fel. De ce? Fiindcă doar așa învățați. Gândiți-vă că în momentul când eu vă arăt o analiză tehnică și vă spun în română, când voi o să vă uitați la una în engleză, da, o să înțelegeți tot. O să înțelegeți de ce, de ce, de ce. Dar eu vă deschid apetitul. Eu am spus în felul următor. Eu vă deschid ochii și voi, dacă vreți să evoluați, nu trebuie să-i mai închideți niciodată. Știu că pare funny, dar așa învățăm. De exemplu, orice om care are o pasiune, da? Când ai descoperit o pasiune, păi nu te mai prind niciodată. De ce? Fiindcă asta înseamnă că iubești acel lucru care îl faci, da? Asta e ideea. Deci asta e ideea, da? Bun, ați înțeles. Eu cred că v-am spus, de fapt v-am spus despre BTC. Deci ideea de bază este, da? Ca până diseară, la ora 3, să se închidă peste 52.800. Dacă se închide și le ia suport, este foarte bine. Mergem mai departe. Dacă nu, orice este posibil. Da? Da? În principiu, cam așa stau lucrurile. Vă doresc o zi minunată, baftă în trading și Doamne ajută! Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc pentru comentarii, pentru like-uri și pentru absolut tot.